Alexandra Măceșanu avea 1-5 ani, iar Luiza Melencu 1-8 ani. În 2019, ambele fetilve de liceu au dispărut din Caracal, iar Gorghe Dinca a fost acuzat că le-a luat cu mașina la autostopă, le-a sechestrat și le-a dus în casa lui. 2019, cazul a fost preluat de procurorii DICOT, care în ianuarie a postit în locuința sa în scopul evident al exploatării ei sexuale pentru sine. Ștefan Risipițeanu, vecinul lui Dinca, a fost acuzat în același dosar pentru 3 ani în arest preventiv din iulie 2019. Proces secret pentru că Dinca vorbește obscen este primul moment cheie din procesul Caracal pe 21 octombrie. Ori infracțiunii deosebit de grave se arătă într-una din cheierile de la dosar consultate de libertatea. Gorghe Dinca se află în arest preventiv din 2019, e o cauză care interesează siguranța întregii comunității și e de interes național ca ședința de judecată să fie publică, s-a opus avocata familiei Melencu. Rusia judecătoarea Diana Cotoi și-a motivat decizia precizând, potrivit încheierii de ședință, că a avut în vedere impactul determinat de presupusamo.